Condiții horror la cantina unui liceu din Timișoara. Probabil vă întrebați de ce vă arăt imaginile astea absolut scârboase care par a fi dintr-un ghetou părăsit. Ei bine, nu sunt din cantina și uscătoria Colegiului Tehnic Henri Coandă din Timișoara, unde se pregătește mâncarea pentru elevi. Revin și vă zic că în locul ăsta se pregătește mâncarea unor elevi. Printre gândaci, capcane pentru șoareci, mucegai și rugină. Nu e o poezie de Arghezi, nu e amuzant, e o realitate foarte urâtă la care poate ne uităm scârbiți de pe canapea și zicem, Doamne ferește, doar că nu știu cu ce au greșit copiii aia ca să fie expuși unui focar de infecție. Cât de inconștient să fii totuși, să nu te gândești că se pot îmbolnăvi și încă grav, cum să pregătești mâncare lângă capcane în care se aflau șoareci morți. Să-i pui să stea la masă printre capcane de gândaci, cantina a fost închisă de comisarii de la Protecția Consumatorului și amenda a fost de 3.000 de lei. Aș zice că e prea puțin, iar la cum arată locul ăla e clar că nu mai fusese reinvestiți bani în curățenie, de ratizare și dezinsecție de ani de zile. Doamna, vă rog foarte mult să nu mai spuneți așa ceva! Tot auzim de cazuri de genul ăsta, cel mai cunoscut fiind cel de anul trecut de la Academia de Poliție din București cu viermi în mâncare. Ajungi să-ți fie frică să-ți mai trimiți copilul la școală că-ți vine bolnav acasă dintr-un loc în care ar trebui să fie îngrijit și protejat.